Salutare, prieteni dragi! Salutare, prieteni dragi! Eu și cu tati! Vom face astăzi? Clătite! Bravo! Astăzi o să vă arătăm cum facem aluatul nostru de clătite, care mie personal mi-a adus extraordinar de mult succes de-a lungul anilor, pe care îl îndrăgim foarte mult. Sunt foarte multe rețete pe peste tot, putem găsi pe internet, prin cunoștințe, prin bunici și pe peste tot putem găsi foarte multe variante de rețete. Dar eu o să vă prezint astăzi în exclusivitate pe a mea, care până acum am ținut un pic să nu o știe toată lumea și să fie secret. Și Luca s-a vrut să fie împreună cu mine. Da. Că s-a bucurat foarte mult că facem așa. Și noi vom face deocamdată baza și mai departe vom mai vedea ce putem să mai inventăm. Haideți să vedem de ce avem nevoie. Noi avem ingrediente pentru toată familia. O să facem clătite ca toată familia să mănânce pe săturate. Am ales în felul următor. 8 ouă. Nu știu. 8 ouțe. Bravo. Hai să vedem la parte. 200 de grame de zahăr. 200 de zahăr. Sare. Sare. Lapte. Lapte. De 3,5. 3,5 trebuie să fie un lapte gras la temperatura camerei, cel mai indicat. Esență de vanilie. Esență de vanilie. Ulei de floarea soarelui. Ulei de soarelui. Am pus 1 kg de făină. Aleg tot timpul ca toate celelalte ingrediente aleg produse de calitate pentru a avea și cele mai bune clătite. Deci niciodată nu am căutat să iau lucruri ieftine, pentru că automat, fiind lucruri de calitate, și clătitele noastre vor fi pe măsură de calitate. Și mai avem aici 1 litru de apă minerală pe care am vărsat-o deja în sticlă, să ne fie mai comod să o vărsăm. Împreună începem să facem aluatul, iar Lucas o să mă ajute. Da! Bravo! Ok, haideți să spargem ouțele. Iar încep și numără. Câte? 1. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 8. 7. 8. Ok. Da. Dai, Diana. Ce faci? Bine. Eu fac mix. Imediat faci tu cu mixerul, asta o dăm în parte. Deci, după ce am adăugat ouăle, eu am avut tot timpul varianta mea de rețetă. Fiecare acum poate să își schimbe un pic ordinea ingredientelor, dar la mine a funcționat extraordinar de bine, făcând exact în felul următor. Deci am pus ouăle, adăugăm tot timpul un vârf de linguriță de sare, un pic de sare. Da. Tot zahărul, deci în cazul nostru am pus 200 de grame de zahăr, la 8 ouă. Esența de vanilie. Esența de vanilie ne dă un parfum extraordinar clătitelor și astfel devin și mai rezistibile pe cât sunt. Esența de vanilie. Și începem să amestecăm până când zahărul se topește de tot și avem o cremă din albușurile și gălbenușurile pe care le-am bătut împreună aici. Împreună, de la dreapta la stânga. Un mic secrețel pe care l-am folosit întotdeauna, de la începutul aluatului și până la sfârșit, tot timpul vom rosti de la dreapta la stânga, setul acelor de ceastornic. Acum putem să folosim și cea mai mare viteză de la mixer.
Putem să adăugăm lapte și mixerăm viteza astfel încât să nu stricăm spuma de ouă. Făină. La făină putem să ridicăm viteza la maxim și să o vărsăm pe toată în centrul vasului nostru de aluat. Putem opri mixerul sau să-l dăm la viteză mai mică și adăugăm apa minerală sau sifonul. Continuăm la viteză maximă cu făina. Aproape de sfârșit putem să adăugăm circa 3 linguri de ulei în aluatul nostru. Aluatul nostru este gata. În cazul în care, cum facem noi acum acasă, clătitele le vom face în tigaie, aluatul nostru trebuie să fie mai lichid. Dacă îl vom face pe plite, atunci el va trebui să fie un pic mai dens ca să nu ne dea pe lângă. Deci, uitați, vedeți densitatea aluatului. Iar acum o să trecem la copt clătitele și o să vedem ce o să iasă. Începem să adăugăm un pic de ulei. Excesele putem prăjusura înapoi. Și răsturnăm aluatul pe partea din mijloc a tigăii, distribuind în mod egal pe toată suprafața. Această variantă de aluat nu are nevoie să stea 2 ore la frigider. Îl putem folosi imediat ce l-am terminat de amestecat cu mixerul. Este o variantă de aluat foarte pufos, foarte ușor de făcut și veți vedea că veți rămâne surprinși. Ca și un mic secret, atâta timp cât noi gătim clătitele, putem ține ciocolata aproape de tigaie, în așa fel încât ni se topește ciocolata și o putem distribui mai ușor pe clătite. Se pot observa găurelele care s-au făcut în clătite, asta datorită apei minerale și spumei de la ouă atunci când am făcut aluatul.